Nici o reformă majoră nu se regăsește în noile legi ale educației după dezbaterile din Comisia de Învățământ a Camerei Deputaților, transmite USR, care a votat împotriva acestor legi. Uniunea Salvați România consideră și mai grav faptul că deputații coaliției PSD, PNL, UDMR au adoptat un amendament PSD care prevede, în ceea ce privește plagiatul, că nu constituie abateri de la normele de etică. Diferențele de concepție teoretică, experimentală sau practică, erorile materiale de citare, diferențele de interpretare a datelor, precum și diferențele de opinie. USR a votat împotriva acestor legi. Ele au venit proaste de la guvern și au devenit, din punctul nostru de vedere, și mai proaste prin dezbaterile din comisie. Niciuna dintre cele 26 de linii roșii legate de teme extrem de importante pentru viitorul României nu a fost rezolvată, ba mai degrabă unele aspecte au fost chiar călcate în picioare. Se spune foarte clar în acest amendament trecut, nu constituie plagiatură sau nu se consideră plagiat, următoarea listă de elemente, inclusiv erori materiale de citare. Asta e o definiție atât de largă, încă o dată, atunci când nu găsești o formulă în dicționarul explicativ al limbii române, ar trebui să existe un dicționar de termeni în lege ca să lămurești ce înseamnă eroare materială de citare. Câtă vreme rămâne acest lucru extrem de gri și nerezolvat, oricând cineva în instanță va putea să oprească o sesizare vis-a-vis de autoritățile statului, spunând, nu, domnule, nu a fost cu intenție, pur și simplu nu am pus în formula citată. USR a depus mai multe amendamente la legile educației propuse de ministrul Ligia Deca pentru a se putea vorbi despre schimbări reale în sistemul de învățământ. Niciunul dintre acestea nu a fost adoptat.